Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit! Bine v-am găsit. De unde veniți costumați atât de frumos? Păi noi suntem din Eldorado, României. Suntem din Banat, orașul Moldova Nouă, din satul Radimna. Și venim efectiv să vă gătim ceea ce ne reprezintă pe noi. Ce vă reprezintă pe voi? Păi noi suntem comunitatea sârbilor din partea aceasta și suntem bănățeni care își iubesc țara, iubesc România. Iar mâncarea noastră tradițională este mâncare de duminică. Este ceva cu care am crescut eu. Mămăliga noastră românească e mai dulce decât nu știu ce ofertă în restaurante unde am fost. Că până la urmă și sărăcie era o bogăție adevărată, să știți. Foarte frumoase costumele. Este prima dată când văd costumele astea, recunosc. Este o fotă care se numește... Asta se numește Sucura. Sucura. La fata este Sucura și este din două bucăți, partea din față, partea din spate. Toată costumația, atât și a mea, atât și a fetei, este costumația de vlașbo. Așa se numește. Este costumația de ciobani, costumația simplă, costumația strămoșilor. Și este o costumație care ne unește pe noi, sârbi și români. Iar căciulă ține de cald și mă credeți pe cuvânt, acum dacă o dau jos, nu sunt transpirat. Dedesubt, fiindcă voi avea... la gătit, vreau să-mi prind și părul, am tradițională căciulă sârbească șaicacea. Asta este căciula noastră din zonă, în momentul în care părul vine în spate și se pliază la toate costumațiile pe care le avem. Sunt coreograf al ansamblului Sfetii Nicola Radimna, aparținător de comunitatea sârbă de 20 de ani. Anul acesta am sărbătorit 20 de ani și sunt... să spunem așa, mini cadru didactic de la vârsta de aproape 14-15 ani, când am preluat munca lui tata. Am absolvit Academia Pedagogică în Serbia, în timpul războiului, și întotdeauna am condus și mi-a plăcut să prezint pe scenă, să laud ceea ce avem noi. Și chiar dacă în foarte, foarte mult avem depopularea masivă a satelor noastre, totuși și în ziua de azi păstrăm obiceiuri și tradiții din moși strămoși. La noi te așteaptă cu mămăligă, la noi te duce să vezi și vacă și în ziua de azi, la noi te plimbă cu barca, cu văsle. Noi avem în zonă movila lui Attila, avem acel ostrov cu peste 150 de cai sălbatici, care când mergi poți să-i vezi cum fac baie și mănâncă alge. Noi avem acel obicei de înfrățire cu macitul sau cu macianie în fiecare luni de după Paști, unde ne întâlnim și ne înfrățim. Noi avem fășancul, ținem și în ziua de azi, nu vorbim de botezuri, de nunți, de ruga satului, unde se prind toți la dansat. Încă le păstrăm. Nu vă supărați, îmi place Bucureștiul, dar n-aș putea să stau mai mult de 3 zile. Această viteză în care trăiți dumneavoastră mă obosește. Și atunci am hotărât, împreună cu copiii mei, să încercăm să păstrăm tot ce înseamnă ideea aceea de obicei, tradiție, de iubire față de ce s-au chinuit ai bătrâni. Fiind născut dintr-o familie foarte muncitoare, nu pot să zic înstărită, că la noi în zonă nu, dar o familie care avea 5-6 hectare de pământ, la noi aia e mult. Și atunci bunica a fost trimisă în 1952 în Bărăgan. Dar fiind nu numai ea, sute de oameni, mii de oameni din zona noastră a Banatului, numai din cauza că erau sârbi. Bunicul, nevrând la al doilea război mondial, nevrând să lupte în alianță cu nemți, pe partea lui Antonescu, dezertează și efectiv dispare în 1944, când mama avea 3 ani, dispare în partea de Croația și până în 95, când eu mă duc să studiez în Serbia și găsesc o carte în care un general explică cum comandirul Miodrag, bunicul meu, a fost prins alături de ceta lui, alături de grupul lui, dus într-un beci, călcat în picioare și înjunghiat cu baionete, deci omorât. Mama n-a știut. Cealaltă bunică, efectiv, a făcut 3 săptămâni de pușcărie și cât a trăit, n-a vrut să spună ce i s-a întâmplat, o femeie tânără la 20 ceva de ani în pușcărie, iar mama, când au dus-o pe bunica în Bărăgan, 3 zile au ridicat-o la vârsta de 14 ani. Tata, pe de altă parte, ca să vă spun din ce sistem am trăit, tata, fiind campion
național la pentatlon în 1956, i s-a cerut să schimbe numele ca să poată să participe la unul dintre campionate, nu mai țin minte, european sau mondial, să treacă de la Popovici Bojinco la Popescu Crăciun. Bineînțeles că n-a acceptat, este numele cu care s-a născut, și bunicul și cu bunica de partea cealaltă a lui tata, în 1954-55, efectiv le-a fost luată moară unde trăiau. E, bunicul, înainte să moară, mi-a povestit cum el, știind că vin comuniștii să ia moara, a rupt piatră de moară și a aruncat-o în fântână. În 2000, când am ajuns învățător în satul meu, am dezgropat-o și acum ea este la loc de cinste în muzeul bunicului, al acelui bunic de Dajarco, căruia am dedicat acest muzeu, Camera Bunicului. Obiceiul la noi este de Crăciun să punem într-o cesnița din asta în pogace și un ban de aur. Cine îl va găsi dintre șef va avea noroc, tot anul va fi bogat. Mâncarea este simplă, dar este o mâncare cu care eu am crescut. N-am fost așa emoționat nici când m-am însurat. Mamă, câtă mâncare vine, incredibil. Una e desert. Eu cred că avem două ciorbe, una de fasole și una de... La ora asta, două deserturi. Sretno, Boże, pomoz. Deci ciorbă, că e grea, ciorbă de fasole, ciorbă de... lobodă. Supă. E da? Supă, da, mă rog. Și ia vezi, mă, următoarea ce avem, ia. Păi de mamă, mă. Dacă și asta e... Olo, ce asta un gogoș! Un gogoșoi! Asta se cheamă un gogoșoi! Ce este un cărăn? E o pâine, mă! Pâine, bă! Pâine, cesnița! Pieptul de pâine din supă! Bă, ia uite pâinea, bă, cum a ieșit! Mamă! Pâine, bă! Nu am făcut nimic! M-am și murdărit! Ia uite, bă, asta e să iau din ea! Fiți ia să văd dacă e dulce! Luați de aici, de asta. Și puneți aici în cerb. Nu neapărat, le ți-am zis, uite, piept de pui. Eu am pulpă. Astea sunt din supă toate, bă. Da. Are ciocanelă ăsta. Noi avem pept. Hai, sper să-ți placă, sper. Da, mă, ăla micu primește cel mai bun. Așa, bă, mișto miroase pâinea fierbinte. Asta e un fel de ostropel. Care are foarte mult usturoi. Are, este cu usturoi. Ce avem, o supă de pui cu tăieței. Cu fidea. O bucată mare de pâine. Un gogoș. Mamă, l-ai văzut aici un gogoș? Ia uite aici un gogoș. Așa par. Da. Și carnea tot din supă. Și-a făcut un sos ostropel. Pe vremuri la țară, făcea supa. Așa știi. Bravo. Mai scutea din carne de acolo, lăsa supa așa. Și mai făcea ceva, un felul doi cu aia de-n ciorbă. Băi, clar cineva de la sat. Hai să votăm. Să votăm, nu? Oh, Boże, pomozi. S-a muncit foarte mult la aceste două farfurii. Îmi place foarte mult pâinea. E o supă și o pâine, până dacă stai și te gândești. Și sos. Și sos. Dragii mei, n-am înțeles nimic din farfuria asta. O supă care, dacă nu-i punea sarmă, n-are nicio treabă. Puiul separat, doi cartofi și o dită mai pâine. Uf, uf, uf. Haide. Ia uite, bă. Aha. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara. Așa îmbrăcat frumos. Păi... Așa căciulă. Exact cum este și mâncarea pe care v-am pregătit-o. Sper că ați găsit și ducatul de aur într-o pâinică. Care era? Păi nu știu, că era la nimerială. Este atâta, este de pe costumația fetelor mele. Mă, și care dintre dumneavoastră îl va găsi va fi, avea noroc tot an. Deci este undeva pe acolo într-o pâinică. E la Cătălin, fii atent. E la mine. Felicită. L-a găsit! Este de pe costumația fetelor mele. Serios? Costumația de Vlașco. Mâncarea este mâncarea noastră de duminică, mâncarea sârbilor din Banat, supă de tăieței. Și această mâncare este mâncare care învăț și eu pe elevii mei să o facă. Dar asta cu ce vă ocupați? Eu sunt învățător. Sunt cadru didactic și coreograf la ansamblu pe care îl conduc de 20 de ani. Și la ce clasă sunteți învățător? Clasa 1 și clasa 3. Noi avem simultan, deci și avem chiar și concurs de șef la cuțite. Să știți că sunteți foarte popular la clasa 1 și la 3. Și se bat cine să fie cine.
Toate fetele sunt drăgostite de Dumitrescu. Bonta este așa mai serios, iar băieții mei toți ar vrea să devină cool ca Scărlătescu. Dar eu le zic, trebuie să vă și tundeți. Da, domnul învățător, toți la fel facem. Da? Foarte drăguț. Foarte mulțumim. Foarte eu vă mulțumesc. Sper că v-a plăcut. Gătesc cei de clasa 1 și clasa 2. Da, da, da. Dar spuneți că fac în același timp... Învață în același timp în aceeași clasă, în 1-a cu a 3-a? Da, da, păi am avut, fiind învățător la o școală, am avut și 4 clase deodată. Am avut câte un elev în clasă. Și câți elevi aveți în clasă? Acum am foarte mulți. Am 7 în clasa 1-a și am 9 în clasa 3-a. Așa mulți? Pentru noi? Serios? În 2013 am sărbătorit 240 de ani de școală la mine în sat, în Radimna. În 2014 am închis-o, că am rămas cu 2 elevi. Problema cu natalitatea în zonă, probabil. Uf, nu doar natalitatea. Lumea a plecat către orașe. Și atunci satele nu numai că au rămas cu bătrâni, că nu e vorba de bătrâni, satele au rămas pustii. Păi și turismul nu funcționează în zonă? Că totuși presupun că e ceva senzațional acolo. Și partea de pandemie, cred că am avut un Eldorado turistic. Eu vin dintr-un loc unde Nera desparte cele două țări, România și Serbia. Are 6 metri. Deci, efectiv, dacă ți-e elan, poți să sari peste. Cum de n-a fugit, fugit lumea pe timpul lui Ceaușescu? A fugit foarte. Mă gândesc că dacă erau doar 6 metri... Pe acolo a trecut sora lui Belodedici, când a fugit în 88. Au fugit foarte mult, dar vă dau doar un simplu exemplu. În 81-82, când mergeam să facem baie la Nera, stăteam câte 12 ore... ca să ne lase armata să facem baie și în acele 15 minute stăteau cu armele ațintite asupra noastră. Că malul sărbesc era la, nu, în apă era la 2 metri. Deci vă vânau pe voi, practic. Ne păzeau ca să soldații români. Iar pe malul sărbesc era vreun soldat? Nu. Nu era nimeni. Păi n-avea de ce, că ai noștri păzeau mai bine decât toți soldații iugoslave atunci, când era Iugoslavia. Da. Interesant. Domnule dragă, să ajung și pe acolo. Într-adevăr, e genul de mâncare care se gătește cam la toate familiile. Se face supa, se scoate puiul, se mai scoate un fel de mâncare. Mi-a plăcut foarte mult pâinica. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.